Adică când e dor de neamuri. Cum să-ți explic? Când nu e lângă tine, ți-e dor de el. Și când l-ai văzut o secundă, îți vine să-l omori. Neamurin e un rău necesar. În acest sezon mi-am propus să merg în mai multe zone, dar prima zonă, Republica Moldova, zona Orheiului, Butuceni. În România nu l-a mai primit nimeni. Și pe Neamărin, știi? Și... plecat tot timpul, n-a plătit? A plecat, n-a plătit. Bă, protocol, pe și-a făcut toate vacanțele în locul în care noi am fost. Voi nu după... știți treaba asta. Și normal că s-a supărat lumea de mănânci odată de dor, că nici nu stă două zile. De în Bucovina nu mai poți să mergi, că a fost. În Maramureș nu mai poți să mergi, că a fost. S-a terminat? În Muntenia a fost 100 de ori, în zona Bucovinișului nu ai ce să faci. În Delta a fost, s-a terminat, s-a închis Delta. Unde? Unde să mai mergi? Hai să mergem în Moldova. Am ajuns noaptea. Cum am ajuns, am coborât din mașină. Casa în care locuiesc eu, când am intrat, am și zis colegilor mei cu care am venit, băi, eu cred că suntem într-un muzeu. Cred că suntem muzeul satului aici. Așa m-am simțit la primul impact al meu cu venirea aici în Butuceni. Da, au scris că aici aș face următorul concediu. Ce aici facem după aia, că vin ruși? Ai înțeles că după Moldova... poate îl iau. Trebuie să facem misiune la ruși. În această tură, ca de fiecare dată, am cu mine băieții mei Liviu și Andrei, nelipsiți de câțiva ani, și echipa formată din Shift, WhatsApp, Joe și Ruby.